S-a încheiat perioada de înscriere pentru prima ediție a campionatului de tenis de câmp de la Slatina. Va fi un concurs în care vor fi angrenați copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, fete și băieți. Iată care va fi sistemul de joc al acestui concurs ce va avea loc sâmbătă pe terenurile Clubului Nautic Plaja Olt. La startul acestei competiții s-au înscris 12 sportivi, împărțiți în 4 categorii de vârstă, fiecare categorie de vârstă la rândul ei împărțită în fete și băieți. Vor juca băieți cu băieți, fete cu fete. La categoria de vârstă 80 ani e practică un mini-tenis, terenul este mai mic, mingile sunt mai mici, rachetele sunt la fel. De la 10 ani în sus se va juca pe teren normal. La categoria de vârstă 80 ani se va desfășura un sistem șah. Fiind 3 participanți, vor juca fiecare cu fiecare. La categoriile următoare se vor juca seturi normale, 2 din 3 seturi până la 6 gameri. Organizatorul acestui campionat este Primăria Slatina. Municipalitatea a pus la bătaie premii extrem de atrăgătoare pentru sportivi. Totodată, concurenții au șansa de a-și testa nivelul de pregătire din acest moment. Prima ediție este organizată de Primăria Municipiului Slatina prin Clubul Sportiv Municipal Slatina, unde se vor desfășura și jocurile. Premiile oferite vor fi în echipament sportiv necesare copiilor pentru practicarea tenisului când își practic, rachete, mingi, ce au nevoie pentru practicarea tenisului de câmp, pentru a încerca să-i atragem și prin aceste premii, să-i atragem către sport, să le poată folosi, să vină să le folosească cu plăcere. Pentru edițiile viitoare, organizatorii și-au propus să extindă acest proiect și să crească nivelul competițional.